Doamnelor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. A venit și luna decembrie, luna sărbătorilor de iarnă, cum vreți să-i spuneți. În oraș au început să fie împodobite toate străzile. Bine, nu toate, că sunt foarte, foarte multe, dar se văd clar luminițele deja montate. Despre ce se întâmplă în această lună, din punctul de vedere a celor de la servicii publice, discutăm astăzi cu invitatul meu, domnul Ivan Laurențiu, directorul acestei societăți. Bună ziua, domnul Ivan, bine ați revenit în platourile noastre. Bună ziua, bine v-am regăsit. Nu mai vorbim de amenajări, spații verzi, nu nimic, că temperaturile sunt negative și în timpul zilei. E clar că deocamdată... Vorbim și de amenajări în sensul plantărilor, pentru că noi nu am oprit chiar în această perioadă plantarea atât de arbori, în special plantarea de arbori, da. Pentru că este o perioadă în care se pretează acest tip de activități. Dar, bineînțeles, suntem concentrați, să spun, pe partea de amenajări cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Haideți să vă întreb un lucru. Câți brazi vor fi montați, că nu putem vorbi de plantat, montați anul acesta în municipiul nostru? Dacă mă întrebați de braz de talie mare, vom avea câte un brad în fiecare din cartierele orașului. Dacă mă întrebați de braz de talii diferite, mici, în special cei la ghiveci, cum ați putut deja observa pe pietonal, și nu numai braz, și alte tipuri de rășinoase, vor fi de ordinul sutelor de braz, pentru că deci numai pe pietonal am plasat 300 de brazi mici. Și urmează ca și în celelalte zone, în special în ronduri, după cum foarte bine știți, și avem suficient de multe ronduri, în piațete, scoaruri, să amplasăm acest tip de braz la ghivece, care și ei vor fi ornați cu luminițe. Bun, da. Deci vom ajunge undeva peste 700 de brazi, 800 de brazi. Brazi de talie mică. De talie mică, care... După ce se termină sărbătorile, vor fi plantați în pepiniera proprie și sperăm, pentru că sunt detalii mică, mai mică decât în alți ani, sperăm să avem și o rată de prindere a acestora mai mare. Bun, dar plantarea se va face când? Undeva după jumătatea lunii ianuarie, nu? Da, după, de regulă, ornamentele se scot după ziua națională de 24 ianuarie, da, și sperăm să reușim să recuperăm mare parte din acești brăduți. De ce vă întreb? Pentru că la sfârșitul lunii ianuarie e miezul iernii, cum ar veni, pământul înghețat. Nu, rășinoase se plantează în mustul zăpezii, se spune. Așa da, este, da? Da, și într-o perioadă de... Bine, să nu fie temperaturi excesiv de scăzute, dar au rată foarte mare de prindere. Din acei 700 de brazi, cam cât credeți, cât sperați că se vor prinde? Noi sperăm ca undeva la 500 de brazi să putem să-i salvăm. Cei detalii mai mari, din experiența anilor trecuți, nu se prind, ci, da. Și cei care au suferit, eu știu, au o expunere mai mare la curenți de aer, pentru că ei sunt fiind la ghiveci, vă dați seama și sistemul radicular este expus. Dacă nu sunt temperaturi foarte scăzute, încât să înghețe rădăcinile, atunci rata de prindere poate crește. Bun. Haideți să vă întreb un lucru. Acești brazi, detalie mică, și vorbesc de brazii de talie mică, sunt din pepiniera... O parte au fost din cei recuperați din anii trecuți, pe care am reușit să-i plantăm și să trăiască și extragem. Și nu numai brazi, v-am spus, avem și pini, avem și tuia și alte rășinoase. Iar o parte sunt achiziționați și anul ăsta am făcut achiziții din pepiniere specializate din afară, în special din Danemarca. Am înțeles, da, sunt cei care sunt renumiți acolo în nordul Europei. Da, au mai... întinderi foarte mari, pepiniere specializate numai în braz, ăsta este business-ul lor. Sunt foarte multe pepiniere în Danemarca care se ocupă cu acest obiect de activitate. Și vă dați seama, și calitatea materialului este deosebită. Specia asta, bradul normandiana, este și mai bogat, mai stufos. Acea formă conică specifică. Și sunt crescut special pentru această ocazie. Vă dați seama, dacă am căutat să găsim
acești brazi în masiv, cum spunem, fondul forestier, una că nu i-am găsit pe toți la aceeași tale, a doua că n-ar fi toți brazi, majoritatea ar fi moliz, n-au această formă bogată. Da, da, este cât da, se poate. Da. Cu cât timp înainte se face comanda pentru astfel de brazi? Avem comanda făcută din luna octombrie, chiar în preajma sărbătorilor Iașului am comandat. În alți ani am făcut această comandă și anterior, acum am vrut să vedem exact cantitățile care trebuie să achiziționate, pentru că, după cum foarte bine știți, fiind un an sub o austeritate, da, am vrut să minimizăm orice gen de cheltuială. Chiar și această cheltuială, chiar dacă nu este o cheltuială foarte mare din punctul de vedere al achiziționării neapărat a brazilor. Bun, brazii mari care vor fi, am înțeles că în fiecare cartier câte un brad mare, ornat, cu luminițe, cu tot. Da, cu globuri, cu luminițe, dar tot mai avem instalații din anii trecuți, adică nu s-au făcut cheltuieli excesive nici în sub aspectul ăsta. Și trebuie să vedem și acele cutii, cadouri mari, care de fapt ele sunt goale, nu au nimic, nu? Nu. Sunt butaforii. Toți copiii se uită și întreabă, mame, dar acolo ce cadou este pentru mine? Pentru... Nu, ălea sunt numai ca să aibă aspectul ăla frumos. Bun, vreau să vă întreb un lucru, pentru că știu că nu numai societatea servicii publice, ci și Citadinul și Salubrul se ocupă cu montarea de luminițe stradale. Cu luminițe stradale este o firmă care se ocupă din afara Deci nu mai este niciuna dintre. Noi ne ocupăm cu montarea de instalații, în special pentru pe vegetație, pe braz și alte vegetație, cum erau tisa sau asta. Da. Pe căsuțe sunt ornate tot de noi, pe unii stâlpi, dar în special această lucrare este externează. Noi reparăm instalațiile care se montează pe stâlpi. Toate luminițele, toate acele forme, toate. Da. Bun. Domnule director, trecem puțin mai departe, pentru că iluminatul de sărbători este cât se poate de clar. A început, va continua, de fapt, este aproape de gata, nu mai... Odată cu aprinderea luminilor în zona centrală, noi am continuat amplasarea brazilor și astăzi am plasat brad, acum la Mimoza, vrem să vedem dacă mai avem timp azi, dacă nu, mâine vom amplasa în Dacia, adică în spate vin colegii care montează instalații luminoase, după aia vin colegii care pun globurile. Da. Este... Pare simplu, dar este volum de muncă suficient de mare. Bun, dar asta nu înseamnă că toți angajații de la servicii publice... Partea de angajați care lucrează la spații verzi, o parte se ocupă de ornatul, nu mai vorbim ornatul cu globuri. Da. Partea de cei de la semaforizare care montează instalațiile luminoase, iar bineînțeles că avem o groază de alte activități. V-am spus, la spații verzi, asta este o mică parte a activității, că avem plantatul arborilor, cum am spus, strângerea gunoiurilor, frunze foarte multe. Acum este sezonul în care noi colectăm și încercăm toate suprafețele să fie degajate de frunze, pentru că vă dați seama, noi am plantat foarte mult gazon și spații verzi amenajate, nu putem să lăsăm frunzele pe acest gazon. Frunzele strică gazonul? Bineînțeles că îl strică. Că toată lumea zice, stai domnule, dar frunzele sunt un greșeamă natural. Sunt în pădure, formează cernoziom, el se descompun, compost, dar pe gazon nu poți să-l lași frunze, el trebuie curățat permanent. Și substratul de zăpadă, să dea domnul să fie zăpadă, iarba crește fără probleme. Bun. Multă lume se întreabă, domnule, mobilierul stradal, este acest mobilier stradal în administrarea societății servicii publice? Da, mobilierul stradal. Se repară, nu? Se repară, se și montează o parte, acum în perioada iernii ne axăm mai mult pe reparații, pentru că venim în primăvară cu mobilier, unde trebuie înlocuit, înlocuim, unde trebuie iarăși reparat, se repară, mă refer vopsitorii și înlocuiri de elemente. Avem de înlocuit un ștachet pentru o bancă sau un coș de tablă de la un coș de gunoi sau reparații de acest gen. Unde nu există și este necesar și montăm fără nicio problemă
Iar, bineînțeles, marea, adică acțiunea de revizie finală se face când ieșim din iarnă pe Tunăbliești. Așteptăm să vedem ce se întâmplă în sezonul rece, pentru că de obicei multe se mai strică în sezonul rece. Vreau totuși să vă întreb un lucru. Acele bănci sub forma unor cărți, aveți pregătite? Vor mai fi montate? Da, mai avem încă 33 de bănci care sunt gata. Ele trebuiesc numai inscripționate cu textele respective și vor fi montate imediat cum ieșim din iarnă, vor fi montate, ele sunt deja gata, numai trebuie montate în diferite zone ale orașului. Ați făcut cumva export în alte județe de astfel de bănci? Deocamdată nu, am avut solicitări, probabil toată lumea așteaptă anul următor cu mare interes. Să vadă bugetul, permit să pună... Da, sunt convins că cei care vor face comenzi la dumneavoastră vor spune, domnule, stai că aici la mine vreau o poezie de a poetului ăla care a trăit la noi în oraș. Nu este absolut nicio problemă, noi suntem pregătiți pentru orice tip de solicitare și în sensul ăsta. Aveți pictori sau cum sunt trecute versurile? Avem un atelier de vopsitorie și în cadrul secției de mobilier urban avem atelier de vopsitorie. Vă dați seama, avem cuptori de vopsit, adică în condiții de calitate. Adică mă gândesc, cel care scrie... Nu, sunt niște șabloane care sunt create tot cu un cutter plată și pe baza acestor șabloane se vopsește banca. Dar numai că există un întreg procedeu de acoperire cu rășini epoxidică pentru a nu dispărea textul ăsta prea ușor. Corect. Și a-l proteja scrisul. Bun. Domnule director, de două săptămâni, să zicem, a fost acum vreo două săptămâni o furtună puternică, destul de puternică. Crenci, copaci, căzuți, ceva? Am mai avut, nu exces, adică nu foarte multe adică situații. Adică anul ăsta a fost cam unul blând, să zicem, nu? Depinde de intensitate. Vă dați seama, în aprilie s-au rupt copaci cât nu s-au rupt poate tot anul în urma fenomenelor atmosferice. Cu acea zăpadă apoasă, știți foarte bine, toate rășinoasele au avut de suferit. Nu cred că este o persoană care să fie avut un brad, o tuia, să nu fi avut de expus și să nu fi avut de suferit în urma acelei căderi de zăpadă foarte grea. Dar situații de acest gen pot apărea în special în urma fenomenelor meteorologice. Vă dați seama, Iașu este un oraș foarte mare, sunt extraordinar de mulți arbori, sunt și situații în care crengi se usucă sau au de suferit ca să poți realiza o toaletare a tuturor acești arbori simultan. Este nu aproape imposibil. Bineînțeles că am intervenit cu echipele noastre pentru această toaletare. Am avut foarte multe, am avut mii de solicitări de la persoane fizice în diferite zone, asociații de proprietari, persoane fizice pentru îndepărtarea crengilor uscate, chiar tăieri de corecție acolo unde este cazul. S-au făcut multe dintre ele, o parte din ele au rămas încă în lucru pentru că v-am spus, noi avem 5 echipe de tăieri toaletări care se ocupă numai cu această activitate și dacă luăm o medie de 30 de arbori pe zi care se toaletează, vă dați seama într-o zi 5 echipe toaletează undeva la 150 de arbori, dar la nivelul orașului nostru... Sute de mii de arbori. Sunt câteva sute de mii de arbori. Bine, nu toți, dar apar tot felul de situații. Plus situațiile în care trebuie chiar tăiat arbore, care este uscat, sunt niște situații de, în urma unor intemperii, trebuie îndepărtat materialul lemnos, trebuie făcut curățenie, trebuie văzut eventual, iarăși tăiat, chiar arborele trebuie tăiat. Volumul este foarte mare. Chiar dacă poate părea așa, 150 de arbori în fiecare zi sunt toaletați. Totuși nu este mult la nivelul orașului nostru. Este cât se poate clar. Și o ultimă întrebare. Nu mai sunt probleme cu acele crenci care depozitate? Nu, suntem foarte bine puși la punct pe sistemul ăsta a recuperării, a prelucrării deșeurilor vegetale, atât cât ce înseamnă creangă, cât înseamnă ce înseamnă material lemnos,
Noi facem la ora actuală cu aceste deșeuri care provin nu numai de la tăieri, provin și de la activitatea de cosit și strânsul frunzelor. Corect. Deci facem compost, avem o stație de compost cu stație de sortare a acestui compost și, bineînțeles, avem și o stație de... avem tocătoare performante care toacă creanga și materialul lemnos și îl transformăm în peleți. Acum am dat în funcțiune în acest an o fabrică de peleți care ne produce peleți necesari pentru încălzirea bazei noastre de producție. Am dat în funcțiune chiar un cazan pentru care funcționează pe acest tip de combustibil și în acest an ne vom încălzi cu deșeuri vegetale strânse din oraș. Cu alte cuvinte, societatea servicii publice devine una ecologică, nu pierde nimic. Având în vedere că avem montat 200 de kW de panouri fotovoltaice, ne producem singuri, fabricuța de care vă spuneam funcționează cu curent produs efectiv de panourile fotovoltaice și încercăm cumva să fim și prietenoși cu mediul. Mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiunea domnului director. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul acestei ediții, luna sărbătorilor de iarnă. Au început montarea luminițelor, ați auzit, va fi montat câte un brad mare în fiecare din cartierele ieșene și alți 700 de brazi, pin, molizi, tuia la Ghiveci. Va fi, într-adevăr, va fi un spectacol pe unde veți merge, veți vedea astfel de aranjament. Pe de altă parte, Societatea Servicii Publice nu se ocupă numai cu acest gen de activitate. Ați auzit cum se lucrează intens, chiar dacă sezonul rece este prezent. Până data viitoare, cele bune! La revedere!